Și tot despre mâncare vorbim. La Suceava a apărut castravetele burete. E un soi nou, da, da, burete. Are o dublă întrebuințare, aliment și, după cum îi spune și numele, burete. Da, din acela cu care să speli vasele. Sau burete de duș, așa am înțeles eu. Care efecte lufa miraculoase asupra pielii. Da, unde mai pui că poate fi transformat și în săpun. Bun, nu este singura ciudățenie întâlnită în zonă. Mai avem și chivano sau chiuano, nu știm exact, un fruct despre care nu-ți poți da seama dacă e pepene, e ananas, e kiwi, toate trei. Hai să vedem. Lufa. Castravete lufa. Castravete tip burete sau lufa, hai să mai spune. Originar din Egipt, castravetele lufa are două întrebuințări. Poate fi mâncat în salate sau poate fi folosit pe post de burete. Totul depinde de momentul în care este cules. Acesta este până în 15 cm, care s-ar putea consuma ca și un castravete normal. Iar acesta este ajuns la maturitate, uscat, în care partea fibroasă se poate folosi pentru bucătărie sau pentru corp, pentru baie. După ce au fost culeși și curățați foarte bine, bureții trebuie depozitați, ei se păstrează foarte bine, aceștia, spre exemplu, sunt chiar de anul trecut. Buretele nu doar că ajută gospodinele în bucătărie, dar poate fi folosit și pe corp, având efecte benefice. Aceste moale, deci de asta se poate folosi foarte bine și pentru corp. Este o fibră moale care ajută la exfoliere. Cultura inedită din localitatea Cacica din Suceava a luat naștere după ce Andreea a observat ingrediente noi în rețetele pentru săpunuri. Unul dintre ele era chiar acest castravete. Acum a ajuns să producă și ea săpunuri cu lufa. Se cultivă normal ca și oricare castravete, semințele se plantează în pământul pregătit, se udă, crește ca și un castravete normal. Cât îi trebuie să crească până se dezvoltă? Un alt soi, la fel de diferit, este și chivano, cultivat la mitocul Dragomirnei. Dacă mâncăm coaja unui fruct de chivano, conține beta-caroten cât ai mâncat un sac de morcov. Iar conținutul din interior conține, are o substanță gelatinoasă așa, chivano, are un gust acrișor de kiwi și mai dulce de ananas. E foarte bun pentru scăderea colesterolului. Cultivarea lui nu este grea, însă recoltarea necesită o atenție deosebită și asta deoarece chivano are țepi asemeni unui trandafir. Un burete lufa costă între 10 și 40 de lei în funcție de mărime, în timp ce un chivano costă 5 lei.